Aș face o mențiune, că am văzut că toată lumea este foarte agitată de ceea ce am făcut eu acum la Adiapa, cu cumpărarea acelui sediu. Cred că toată lumea mă cunoaște și toți primarii au votat în cunoștință de cauză acolo. Niciodată n-am ascuns faptul că e casa cuiva, nici nu m-a interesat a cui este acea proprietate. Noi am făcut un studiu comparativ, raportat la preț, cred că este cea mai bună achiziție pe care am făcut-o, o putea face Adiapa. Sediul se pretează activității noastre. Prețul, într-adevăr, a fost prețul cel mai mic, puțin mai mare decât celălalt, dar cu mult mai puține reparații de făcut. Și nu cred că pot fi suspectat de vreo chestiune ilegală în achiziționarea acestui spațiu. Cu atât mai mult, aprobarea a fost dată de acum un an. Adunarea Generală cred că era mai puțin interesată de al cui este spațiu, ci să facem o investiție eficientă pentru asociație. Îmi pare rău de aceste discuții și chiar nu cred că pot fi făcut hoți și mincinos de către anumiți oameni doar pentru că am cumpărat casa copilului primarului din Râmnicu Vâlcea. Pentru mine o investiție corectă și poate să o aibă oricine acces la documentele care au stat la baza acestei achiziții și cred că nimeni nu se poate îndoi de corectitudinea mea.